Salut! Sunt Renu Șurubel. Bine, știu, voi mă cunoaște și de la emisiune, dar ce să faci? Iarna e grea, chiriile sunt mari. Mi-am mai luat un job. Vă explic eu imediat. Ce faci, mă? Ai ajuns înaintea mea? Păi da. De ce? Dacă am venit pe ticuri. Iar am picat în asta, mă. Bun. Să vă explicăm. Da. Lucrăm la Moș Crăciun. Este primul an în care facem ceva magic alături de el. Eu am dat probă, sincer. Eu am depus CV-ul pentru Ren. Am primit Elf. L-au luat pentru urei. Îi stătea mai bine lui așa. Am primit și prima misiune. O misiune interesantă. Trebuie să mergem să ducem cadou unei mari vedete din România. Și nu ne-a spus unde trebuie să ajungem. Dar ne-a spus că dacă pocnim din degete, o să ajungem acolo. 3, 2, 1... Trebuie să meargă. No, nici aici. Ah, știu, mă! Trebuie să ne atingem nasurile. Fii atent. Asta era. Hai. 1, 2, 3 și... Mă, nu cred că e bine. Nu, nu? Nu, mă, era aia din picioare. Trebuie să facem cu picioarele. 1, 2, 3 și... Eu sunt destul de sigur că aici e mijlocul unicăieri. De-aia, mă, e fiecare pe nasul lui. Hai, 1, 2, 3 și... Mă, cred că am ajuns. Pare un loc în care ar sta o vedetă mare. Ia, hai. Hai încolo. Nu vrei mereu ce auzi de la alții. Nu, mă, Colin! Nu te da ce nu poți să fii. Să vorbe! Ne-a deschis. Bună, sătă! Nu te speria, știu. În general, bună, ziua, suntem colegii tăi, dar noaptea mai avem un job. E greu, Adela, ce crezi că toată lumea stă la casele astea ca tine? Ce casă, mă? Care casele? Să vă convingeți că nu e casele cum zicea unii. Am venit la Diva din Șușani, acasă. Da. Alo, soțul lui Adela, au venit ispitele. Deci, Anto, noi ne-am angajat la Moș Crăciun, înțeles? Ne-am mai luat un job. Așa. Ne-a dat jobul să mergem la o mare, ne-a zis mare vedetă din România. Suntem un pic dezamăgiți, da? Ne-a zis mare vedetă din România. Să-i ducem cadouri, da? Bun. Dar de fapt ce ne doream noi mai mult e să vizităm casa și să facem dacă tot asta, sincer, mă așteptam să ai moral pe pereți, o treabă. Eu am înțeles că ai bradul ăsta în 2021 pentru că în 2020 l-ai avut pe ăla din piața universității. Da, da. Tu l-ai împrumutat, nu? Nu mi-a mai permis anul ăsta. Asta ce ai zis că... E ceva, într-adevăr. Dar moșul nu se primește și el cu biscuiți, cu pahar cu lapte, cu ceva mic, gol, uite și tu. Hai că mă duc să găsesc acum ceva prin dulap. Și să le dau să mănânce. Nu-mi dau seama nici care e situația lor financiară, dacă chiar le e foame sau... Dacă trebuie să impresionez sau trebuie pur și simplu să le dau ceva să li se umfle stomacul. Nu-mi dau seama exact. Eu am tras de una din ele. Vino cu acest dacă vrei. Ce frumos a cuscut asta, ce? Vino cu acest, veniți cu acest. Dulceață de zmeură 2021. Ați venit cu acest. O să vă dau, uite, ne dau niște biscuiți. Uite, uitați că uitați de astea mai semnit. Da, tanti de aici am un covrig. Sunt covrigi prinși cu las de argint. Uite, am și pâine simplă, dacă am făcut covrigi. Uite, na. Hai, mulțumim, tanti, Adela. Dacă tot am venit, am bătut un om până aici. Să nu-i cânte ceva, să ne zică o poezie, să facă ceva. Ce-ar face dacă ar veni moșul? Nu! Să ne cânte ceva sau să ne zică o poezie. Asta zici și eu a tine, măi. Haineică și noi la joc, să nu ne lăsăm deloc. Haineicuță și noi doi, să jucăm capi la noi. Să jucăm hora piloc, să nu ne lăsăm deloc. Ațele hora de bătaie și nu lăsa să se moaie. Și la stânga și la dreapta nu lăsa să plece fata. Hop! Păi pentru așa prestație și așa cântec Nu vreau să vă spun de la obraz, dar o să fac totuși. Deci după ce se culcă copiii mei fiecare seară, știți? Sunt singurile două ore în care stau liniștită. Masca-mi deranjat. Nu nimic, noi plecăm, stai liniștită. Avem Adriana, Alexandru și Andrei. Bun, perfect. Alo. Începe, subalterna lui Adela. Curăță, te rog, după noi. Gata, hai, ne-am făcut treaba. Medium rare.
Băi, mersi mult că ați venit pe aici. Mulțumim, tare fain că ne-ai primit. Foarte frumos la tine în casă. Și... Mă aștept că vă mai aș spune. Da, mai venim. Mulțumim mult.